Salut, eu sunt Dr. Cosmin Ciocârlan, specialist în kinetoterapie și astăzi te invit să efectuăm împreună o ședință pentru a trata cifoza toracală. Așezat pe scaun, cu fundul împins în spate la maxim, tălpile pe sol, vom inspira profund cu ridicarea pieptului și apoi dăm aerul afară și revenim. Inspir și ridic pieptul, cobor și revin. Hai să începem prima serie și sus, mențin, revin. Și sus, și jos. Inspir și arcuiesc spatele, expir și revin în poziția inițială. Trag aer sus, dau afară jos. Ține ritmul cu mine și nu te grăbi. Sus și jos. Ne interesează să activăm musculatura coloanei vertebrale toracale. Și tare sus și relaxez. Și sus și relaxez. Mai avem puțin din această serie. Hai cu mine până la capăt. Și jos și sus, tensiune și relaxez. Bravo! Totodată, dacă îți plac programele pe care le avem aici pe canalul de YouTube, am rugămintea să te abonezi la canal și să dai un like acestui video, deoarece ne ajută să ajungem la cât mai multe persoane. Hai să continuăm cu cea de-a doua serie. Mențin, revin. Și sus, și jos. Inspir și arcuiesc spatele, expir și revin în poziția inițială. Trag aer sus, dau afară jos. Ține ritmul cu mine și nu te grăbi. Sus și jos. Ne interesează să activăm musculatura coloanei vertebrale toracale. Și tare sus și relaxez. Și sus și relaxez. Mai avem puțin din această serie. Hai cu mine până la capăt. Și jos și sus, tensiune și relaxez. Bravo! De pe scaun, cu fundul ferm plasat în spate, tălpile pe sol, trag aer adânc în piept, arcuiesc coloana și apoi las capul pe spate și privesc tavanul. Mențin și lent revenim în poziția inițială. Hai să începem prima serie. Aer adânc în piept, arcuiesc coloana și las capul pe spate. Mențin, 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 lent înapoi în poziția inițială. Și inspir, arcuiesc, lent pe spate, privirea sus și revin. Ține ritmul cu mine, este foarte important să nu ne grăbim în timpul efectuării acestui exercițiu. Lent pe spate și revin. Foarte bine până aici. Aer adânc, pieptul sus, las capul pe spate. Și revin. Foarte bine până aici, nu te grăbi.
Am trecut de jumătatea seriei. Capul pe spate și lent revin. Și trage de coloană, trage de coloană, omoplații lipiți, ferm plasat pe scaun. Și revin. Inspir. Las capul pe spate, mențin și relaxez. Încă o repetare. Mențin, relaxez. Încă o dată cu mine, e ultima repetare. Mențin, mențin, mențin. Și luăm o pauză. Bravo! Hai să începem cea de-a doua serie. Pieptul sus și las capul pe spate. Mențin, mențin, mențin. Lent, înapoi în poziție inițială. Și inspir, arcuiesc, lent pe spate, privirea sus și revin. Ține ritmul cu mine, este foarte important să ne grăbim în timpul efectuării acestui exercițiu. Lent pe spate și revin. Foarte bine până aici. Aer adânc, pieptul sus, las capul pe spate. Și revin. Foarte bine până aici, nu te grăbi. Am trecut de jumătatea seriei. Capul pe spate și lent revin. Și trage de coloană, trage de coloană, omoplații lipiți, ferm plasat pe scaun. Și revin. Inspir, las capul pe spate, mențin și relaxez. Încă o repetare. Mențin, relaxez. Încă o dată cu mine, e ultima repetare. Mențin, mențin, mențin. Și luăm o pauză. Bravo! De pe scaun, cu fundul bine plasat în spate, coatele lipite de trunchi, palmele împreună, vom întinde mâinile în față cu arcuirea coloanei vertebrale, menținem puțin și apoi tragem de coate în spate până la spătar. Și din nou întind în față, mențin puțin și revin în spate, lipesc coatele de spătar. Hai să începem prima serie și mâinile în față, întind, mențin, revin și împing cu coatele în spătar, pieptul mult în față.
și întind, mențin și trag pieptul în față, tensiune între omoplați. Continuăm, mâinile în față și revin, trag de coate în spate, tensiune, tensiune, tensiune. Și din nou în față, las omoplații să alunece lateral și revin în spate. Strâng, mențin și întind. Foarte bine până aici, ține ritmul cu mine. Și strâng. Tensiune, tensiune, tensiune. Și din nou ne ducem în față. Și trag. Foarte bine, încă puțin. Din nou în față. Și revin. Scot pieptul, apropii omoplații, încă puțin. Și ne relaxăm. Pauză. Hai să continuăm cu cea de-a doua serie. Întind brațele lung în față, mențin și trag de coate pe lângă trunchi, împing în spătar, mențin tensiune. Și din nou în față, mențin și trag. Pieptul în față, tensiune între omoplați. Continuăm. Mâinile în față și revin, trag de coate în spate, tensiune, tensiune, tensiune. Și din nou în față, las omoplații să alunece lateral și revin în spate. Strâng, mențin și întind. Foarte bine până aici, ține ritmul cu mine. Și strâng, tensiune, 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 și din nou ne ducem în față, și trag, foarte bine, încă puțin, din nou în față, și revin, scot pieptul, apropii omoplații, încă puțin, și ne relaxăm, pauză! De pe scaun, cu fundul bine împins în spate, vom plasa palmele la nivelul cefei, iar din această poziție vreau să trag tare, tare de coate în spate și apoi mă ghemuiesc ușor și vin în față. Deschid coatele, mențin, închid și revin în față. Hai să începem prima serie de 10 repetări, ne pregătim și... Mâinile la ceafă, trag de coate înapoi, mențin, mențin, mențin și relaxez. Inspir și arcuiesc coloana, trag de coate înapoi și revin. Și trag, deschid, tensiune, tensiune, tensiune și revin. Foarte bine până aici. Și coate în spate, mențin și revin.
Și deschid și închid. Am trecut de jumătatea seriei, rămâi concentrat. Coate în spate, coloana arcuită. Coate în față, coloana relaxată. Și arcuiesc, mențin, mențin și relaxez. Și deschid coatele și închid. Mai avem puțin. Coatele în spate. Coatele în față. Și ultima repetare. Coatele în spate. Și relaxez. Am ajuns la pauză. Bravo! Hai să începem cea de-a doua serie, pe locuri, mâinile sus și coatele în spate, mențin, mențin, mențin și revin în față. Inspir și arcuiesc coloana, trag de coate înapoi și revin. Și trag, deschid. Tensiune, tensiune, tensiune și revin. Foarte bine până aici. Și coate în spate, mențin și revin. Și deschid și închid. Am trecut de jumătatea seriei, rămâi concentrat. Coate în spate, coloana arcuită. Coate în față, coloana relaxată. Și arcuiesc, mențin, mențin și relaxez. Și deschid coatele și închid. Mai avem puțin. Coatele în spate. Coatele în față. Și ultima repetare. Coatele în spate. Și relaxez. Am ajuns la pauză. Bravo! Hai să demonstrăm. Din ortostatism vom efectua un exercițiu foarte, foarte simplu și anume rotări de brațe către înapoi. Vom privi tot timpul înainte și încercăm să rotim brațele în amplitudine maximă cu o mică pauză în partea de sus a mișcării. Hai să începem prima serie de 10 repetări și sus, amplu și 2, nu te grăbi, 3, 4, 5, 6, foarte bine până aici, 7, 8, încă puțin, 9, 10, bravo!
Hai să începem cea de-a doua serie. Amplu, controlat și 2, nu te grăbi, 3, 4, 5, 6, foarte bine până aici, 7, 8, încă puțin, 9, 10, bravo! Hai să demonstrăm. Din ortostatism vom duce mâinile la spate, iar din această poziție ridicăm privirea către tavan și tragem de omoplați cât de mult putem în spate. Trag, mențin puțin, relaxez. Hai să trecem la treabă, pe poziții, mâinile la spate, privirea sus și trag, mențin, relaxez. Și trag, mențin tensiunea și relaxez. Și tensiune, tensiune, tensiune și relaxare. Apropii omoplații, privesc sus și relaxez. Și trag, folosesc musculatura și relaxez. Și încă o dată, tensiune și dau drum. Foarte bine până aici. Tensiune și relaxare. Mai avem puțin din această serie. Relaxez, ne pregătim de ultima repetare, strâng și luăm o pauză. Bravo! Hai să începem cea de-a doua serie, din nou mâinile la spate, privirea sus și apropii omoplații, mențin și relaxez. Și strâng și relaxez. Și tensiune, tensiune, tensiune și relaxare. Apropii omoplații, privesc sus și relaxez. Și trag. Folosesc musculatura și relaxez. Și încă o dată, tensiune și dau drum. Foarte bine până aici. Tensiune și relaxare. Mai avem puțin din această serie. Relaxez, ne pregătim de ultima repetare, strâng și luăm o pauză. Bravo! Hai să demonstrăm. Pentru următorul exercițiu vom efectua ridicări alternative de brațe în amplitudine maximă. Unul sus și unul jos. În ritm controlat și amplitudine cât se poate de mare. Hai să începem prima serie și sus și schimb.
ține ritmul cu mine, stângul sus și dreptul. Și stângul și dreptul. Nu te grăbi, mai avem foarte puțin din această serie. Amplu. Și luăm o pauză. Excelent! Hai să începem cea de-a doua serie și schimb. Ține ritmul cu mine, stângul sus și dreptul. Și stângul și dreptul. Nu te grăbi, mai avem foarte puțin din această serie. Amplu. Și luăm o pauză. Excelent! Atât pentru astăzi, eu sunt Dr. Cosmin și îți doresc multă sănătate. De asemenea, poți intra pe platforma EduKineto, unde găsești toate programele noastre de kinetoterapie. Plus, nu uita să te uiți în descriere, deoarece acolo las mereu cele mai utile link-uri. Abonează-te la canal și dă un like acestui videoclip, pentru că ne ajută foarte mult ca acest mesaj să ajungă la cât mai multe persoane.